Aș vrea să aduc astăzi cunoștința publicului din Mediaș că pe raza municipiului și în colegiul numărul 2 de senat stăm foarte bine cu semnăturile. Domnul Klaus Iohannis, viitor președinte al României, este foarte estimat și iubit de cetățenii Mediașului și a zonei. În Mediaș am strâns deja în jur de 12.000 de semnături, iar pe colegiul de senat aproape 20.000. Ele în continuare vor mai veni până luni, săptămâna viitoare o să adunăm aceste semnături de la cetățeni. Vă pot spune că și pe raza județului se întâmplă același lucru. La nivel județean stăm foarte bine cu semnăturile. Județul reacționează foarte bine și este pozitiv la candidatura domnului Iohannis. La fel, avem semnale și din țară, deoarece domnul Iohannis este însoțit în aceste zile și aceste săptămâni de colegii noștri de la Sibiu și ne-au mărturisit că peste tot unde merge prin țară, în organizațiile județene, locale ale ACL-ului, este primit foarte bine și va fi viitorul președinte al României. Mai vreau să aduc la cunoștința medieșenilor că în data de 27 septembrie va avea loc lansarea oficială a candidaturii domnului Iohannis la București. Pe această cale invit pe cei care vor să susțină pe domnul Iohannis la București alături de noi până joi, în data de 18 septembrie, săptămâna viitoare, așteptăm la sediu ACL din Piața Ferdinand înscrieri ale doritorilor care doresc să vină la București. Noi, ca organizație municipală și pe raza pentru senator, pentru colegiul de senat, colegiul 2, ne-am propus să mergem în jur de 350 de persoane.